Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate, la Giurgiu TV. Suntem în postul Sfintelor Paști și cu toții ne aducem aminte de iubirea lui Dumnezeu, cea nemărginită față de noi, oamenii, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu, cel unu născut, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, l-a trimis în lume ca să mântuiască lumea, să ridice lumea din robia păcatului și a morții. În multele minuni, multele tămăduiri miraculoase, învierile din morți pe care Mântuitorul le-a săvârșit din iubire față de oameni, și aici ne aducem aminte de învierea fiului văduvei din Ain, învierea fiicei lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum, învierea lui Lazar, prietenul său. Ei bine, toate aceste învieri din morți nu făceau decât să aducă, sigur, pe de-o parte, acea bucurie de moment extraordinară familiilor care, iată, i-au reprimit pe cei care plecaseră din lumea aceasta către veșnicie. Însă, pe de altă parte, aceste învieri din morți nu făceau decât să prefigureze minunea minunilor, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morți. E bine, pentru a marca acest moment atât de important în istoria mântuirii, am ales astăzi să vorbim despre sărbătoarea Sfintelor Paști în viața creștin ortodox. Invitatul nostru de astăzi este Părintele Marius Ene, de la Parohia Scrișoara. Bine ați venit, Părinte! Domnule Părinte, mulțumesc pentru invitație! Și Părintele nu numai e preot paroh, este acolo, dar iată că este și profesor la liceul Udriște Năsturel din Hotarele, din Protoieria Herești. Părinte profesor, de ce este atât de importantă învierea Domnului în viața creștinilor ortodoxă? Putem spune cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Este fără doar și poate cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Lumina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este importantă pentru că vine să schimbe viața și vine să prevestească adevărul vieții veșnice și învierea morților. Fiindcă Iisus nu a înviat pentru a dovedi neapărat că este Dumnezeu, dacă nu ar fi avut cui să dovedească faptul că este Dumnezeu și dacă nu ar fi avut niște foloase în urma acestei dovediri. Prin învierea sa, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu face altceva decât să ne arate cum vom fi noi, cum va fi trupul nostru după învierea din morți de la sfârșitul lumii. Înviere prevestită chiar și din Vechiul Testament, așteptată de evrei, care este reîmprospătată, să spunem așa, ideea aceasta de venirea lui Iisus pe pământ, de jertfa sa și apoi de învierea din morți, care este pecetea și este, să spunem așa, concretizarea misiunii lui Hristos pe pământ. Oamenii noștri, creștinul ortodox, conștientizează sărbătoarea și o percepe de multe ori în tocmai. Iată, avem o perioadă de post, o perioadă de pregătire, pentru că nu putem să avem un praznic atât de mare, atât de important, fără o perioadă de pregătire. Pentru orice eveniment mare din viața noastră ne pregătim. Pentru un mare examen, pentru o problemă pe care dorim să o rezolvăm, ne pregătim înainte. Ați anticipat întrebarea pe care vreau să vă pun. Cum ne pregătim noi, cum se pregătesc creștinii ortodoxi pentru sărbătoarea învierii Domnului? Sărbătoarea învierii Domnului este marcată, să spunem așa, această perioadă de post de 6 săptămâni, dacă punem la socoteală și săptămâna brânzei, 7 săptămâni de zile de post, în care ne pregătim în primul rând sufletește. Postul este văzut ca renunțare la ceea ce este material pentru a scoate în evidență partea noastră spirituală, partea noastră duhovnicească. Este greu trupului omului, trup și suflet, să scoată în evidență partea imaterială sau care este făcută dintr-un alt fel de materie decât cea a trupului, dacă nu pune un pic în umbră trupul.
iar zburdălnicia aceasta și dorințele trupului sunt ținute în frâu, prin post, prin rugăciune, prin abținerea, cum le spun și elevilor mei, de la gânduri rele, de la vorbe rele, de la fapte rele. Acest post ne ajută, deci, să ne despătimim, să ne debarasăm oarecum de lumea materială pentru a primi o lumină a învierii care este tot imaterială, este spirituală. Un suflet curat se poate întâlni cu un Dumnezeu curat și cu învierea lui Hristos, care are un trup deja spiritualizat, putea să fie văzut și să se facă nevăzut, apare în fața ucenicilor prin ușile încuiate. Astfel și noi, atât când este cu putință pe pământul acesta, în viața aceasta, de zi cu zi, trebuie să încercăm că atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu cel imaterial, în timpul rugăciunii sau la o sărbătoare, să fim și noi spiritual, să încercăm atât cât putem să ne ridicăm la demnitatea și la puterea lui, la demnitatea lui Dumnezeu, atât cât putem. Spune Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze. Așadar, iată, este o chemare și îndeosebi în această perioadă de post, facem acest exercițiu în a privi mai mult către cer, a trăi, a ne obișnui a trăi mai mult ca în cer și a privi mai puțin către cele ale lumii acesteia trecătoare. Părintele Arsenie Boca spune atât de frumos, trăiți în lume, dar fiți mai presus decât lumea. Cu alte cuvinte, nu vă lăsați copleșiți de cele ale lumii acesteia trecătoare. Elevii dumneavoastră predați la clasele 9-12. Cum reacționează legat de această pregătire, cum se implică ei concret acolo la orele de curs? La orele de curs se implică acum fiecare după cum simte nevoia. Nevoie de spiritualitate îi simt. Dar din păcate lumea care suntem azi ne face să căutăm spiritualitatea, fiindcă omul este făcut să tindă către Dumnezeu. În momentul în care este deturnat de la această cale, prin tot felul de mijloace, prin tot felul de posibilități, altele decât dobândirea vieții spirituale, este destul de greu să-și găsească singuri cale, cea adevărată. Din această cauză au nevoie de un preot duhovnic, au nevoie de profesor de religie, de ora de religie. Și unii dintre ei acționează foarte frumos, mulți dintre elevii mei postesc. Puține am care într-adevăr postesc 6 săptămâni. Dar faptul că postesc 2-3 săptămâni înseamnă că sunt conștienți că au nevoie de post. Unii mă întreabă, dar de ce trebuie să postim? De ce trebuie să renunț la ceva? Pentru că oricum este o perioadă de bucurie, ne întâlnim cu Hristos la sfârșitul postului, de ce trebuie să ne chinuim? Și le explic ceea ce am încercat să explic un pic mai înainte, anume faptul că trupul care ne trage către pământ nu poate fi stăpânit decât dacă încercăm să-l ridicăm de la pământ către cer. Și dacă îi vom da de toate dintre cele ale lumii, atunci va fi foarte greu să lase sufletul să privească spre cele ale lui Dumnezeu. Mulți dintre ei v-am spus, văd importanța postului, văd importanța sărbătorii, simt nevoia aceasta de a posti și de a fi aproape de Dumnezeu. Unii vin să spovedeze la mine, unii chiar și după ce au terminat liceul de mulți ani de zile, pentru că le sunt profesor acolo de 7 ani de zile, încă mai vin, mă contactează, vin și vor să se spovedească. Vor sfaturi și au nevoie de aceste sfaturi, pentru că viața lor nu este una simplă. Atât în viața de elev, cât și în cea de după terminarea liceului, de student și apoi de după terminarea facultății, este una destul de grea, dificilă și dacă nu au un reper, le va fi foarte greu. Eu le-am spus că eu nu sunt altceva între voi, în relația voastră cu Dumnezeu foarte important sunteți voi. Ești tu aici și Dumnezeu aici. Eu sunt ca un fel de
intermediar între tine și Dumnezeu. Le-am spus, sunt ca un fel de cineva, de un fel de cameră de luat vedere care de ea și te duce, îți duce imaginea ta la Dumnezeu. Dar importantă și la spovedanie și într-o discuție este ideea că tu, chiar dacă te spovedești preotului, vorbești cu preotul, sau, trebuie să-l vezi dincolo pe Dumnezeu. Fiindcă dacă rămânem la a vedea persoana preotului și atât și dincolo de el nu-l vedem pe Dumnezeu, atunci ne vom potigni în a ne elibera într-adevăr de tot ceea ce înseamnă omenesc sau uman în noi, ca să încercăm până la urmă să luăm legătura cu Dumnezeu. Elevii noștri, v-am spus, reacționează destul de bine la sărbătoare. Sunt crescuți o parte dintre ei în biserică. Eu am avut foarte mulți copii care mi-au venit la biserică. Trece timpul, vin din ce în ce mai puțin. Adică în perioada liceului, din clasa 9 până la 12, cea din ce în ce vin mai puțin la biserică. Dar atunci când este vorba de o acțiune, de o activitate filantropică, sunt primii care mă ajută. Cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru al Giurgiului, ați participat la multe activități, atât la nivelul episcopiei, cât și la nivelul patriarhiei. Mă gândesc la Alege Școala, The Way, Cala, da, așa, și multe alte... Hristos Împărtășit Copiilor, care avem concursuri anuale și așa, activități anuale. Da. Cum s-au derulat aceste activități care au avut în centru pe tinerii noștri? Tinerii răspund bine. Există o concurență. Foarte mulți vor să iasă în față și vor să facă proiecte. Vor să fie prezenți la activitățile bisericii și nu neapărat pentru premii. Au fost într-adevăr și premii destul de consistente, mai ales la Alege Școala. Dar vor să simt nevoia să facă și altceva decât ce fac zilnic. Le-am spus de multe ori, sunteți ca niște roboței din ce îmi spuneți. Ajungeți acasă și în fiecare zi faceți același lucru. Nu simțiți nevoia să faceți și altceva decât ceea ce faceți voi zilnic. Să ajungi acasă, să mănânci, să te odihnești, să te trezești, să înveți și iar a doua zi să vii la școală, este o repetiție din care ar trebui să ieșim cu toții. Haideți să ieșim împreună, pentru că și eu am o viață în care fac aproximativ același lucru, ca și voi. Și împreună, într-adevăr, și nu numai elevii mei, Hristos Împărtășit Copiilor, Alege Școala s-a adresat întregii episcopii a Giurgiului și întregii țări, episcopiile din întreaga țară, eparhiile din întreaga țară participă cu tineri, cu copii, la aceste proiecte, la aceste programe. Deci este vorba despre de o energie strânsă în jurul acestor activități. Toate sunt însă menite să apropie pe copil de Dumnezeu și nu de oameni. Trebuie să-i apropie în primul rând între ei. Noi am încercat să facem echipe, să se simtă ca o echipă, să se simtă ca un grup, ca niște prieteni. Chiar dacă exista niște adversități, atunci când am intrat în echipă, a trebuit într-adevăr să alcătuiască o echipă și împreună au mers către Dumnezeu prin activitățile, prin acțiunile noastre care îi țin aproape, atât unii de alții, apoi ei, grupul apropiat de biserică și bineînțeles de Dumnezeu. Activitățile au fost și sunt foarte susținute, încercăm atât cât putem, preoții mai tineri sau preoții mai vârstnici, avem de învățat unii de la alții și cu toții ne-am implicat în aceste activități, pentru că trebuie să-i atragem pe tineri la biserică. Populația este foarte îmbătrânită la sat și avem nevoie de tineri. Deci e tineri, de copii, tineri și tineri. Nu îi excludem, Doamne ferește, pe cei vârstnici, fiindcă în proiectele noastre ne-am implicat și pe cei vârstnici, ca mai mult ca beneficiari decât ca și persoane implicate, să zicem așa, activ. Legat de perioada care se apropie, iată, săptămâna patimilor, bănuiesc că anii trecuți, ca și anii aceștia, o să-i aveți pe tineri la denii, da, toate aceste rânduiele atât de frumoase care sunt menite în săptămâna patimilor. Îi avem la denii, îi avem la repetițiile pentru prohod, încă de când eram copil, pentru că eu am crescut în parohia unde slujesc, în parohia Scărișoara. Preoții de dinaintea mea făceau repetiții cu tineri, făceau repetiții cu copii. Și noi eram foarte bucuroși să ne apropiem de biserică, de sărbătoarea Paștelui, mergând la repetiții. Noi oarecum repetam Denia Mare, pentru noi Denia Mare în Vinerea Mare,
era treia sau a patra denie pe care o săvârșeam pentru că repetam prohodul. Același lucru încerc să fac și eu cu tineri mei din parohie. Din păcate, din ce în ce mai puțini. Atunci când eram eu copil, acum mai bine, eu știu, de 20 de ani, eram mult mai mulți. Acum au rămas foarte puțini, pentru că Bucureștiul este aproape, la nici 40 de kilometri și atrage. Dar cei pe care îi am, trebuie să implicați, cu ei trebuie să lucrez. Mi este mult mai ușor să lucrez la liceu pentru că am mulți din toate satele din jur, din toate parohiile din jur, însă și la biserică. La denii copiii sunt prezenți. Sunt prezenți mai ales la denia mare, avem un grup de aproximativ 30 de copii, care este destul de mare ținând cont că parohia noastră are undeva pe la 250 de case locuite. Multe sunt locuite de bătrâni, bătrâne, văduve. Mulți dintre ei vin de la București și aduc aminte, mulții vin de la facultăți, vin de la licee din București și fiind născuți, crescuți în liceu, în Scărișoara, în parohie, atunci vin la denie. Vin special pentru denie și pentru noaptea de înviere. Pentru denii, mai ales pentru denia mare. Avem un grup foarte frumos care se strânge acolo și de care eu sunt destul de mândru. O parte dintre ei participă și la Sfânta Liturghie și știu despre ce este vorba. Bănuiesc că se și spovedesc, o parte din ei se și împărtășesc, alții au duhovnici și vin deja pregătiți, deja spovediți pentru a se împărtăși. Da, spovedania este obligatorie. Acum că suntem pregătiți, nu suntem pregătiți de spovedanie, noi trebuie să-i apropii pe spovedanie. Împărtășania este etapa a doua. Într-adevăr, nu pot primi împărtășania fără spovedanie. Nu toți se vor împărtăși. Depinde de faptele fiecăruia. Dar mă bucur că vin și vreau să vă spun că am inclusiv în noaptea de înviere după sfârșitul slujbei mea, am câteva persoane, întotdeauna am rămân și aștept și spovedesc și pe ei. Îi spovedesc mai ales tineri. Chiar dacă îi văd venind de la discotecă unii dintre ei, nu au fost să ia lumină, de spovedit îi spovedesc, de împărtășit. Le dau o șansă altă dată, în postul care urmează, la Sfinții Apostoli, la Sfântă Mărie. Dar încerc să-i mulțumesc pe toți. Este foarte greu când lucrez cu oamenii să-i mulțumești pe toți, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți. Asta înseamnă că trebuie să ne dăm mai mult interesul pentru a face lucrurile și mai bine decât le-am făcut ieri sau săptămâna trecută sau anul trecut. Da, mă gândesc, am plecat de la tineri și mă gândesc cât de importantă este educația pe care eu o primesc în familiile lor și acum, iată, ne apropiem de familiile lor, de Enoria și Sfinției voastre de acolo din Scărișoara. Cum se pregătesc ei? Cum se mai pregătește lumea la sate, lumea aceasta care e atât de încercată în zilele acestea pentru Sfintele Paști? Lumea răspunde frumos și bine. Într-adevăr, în perioada postului Paștelui, biserica este aproape plină. Mult mai plină decât în alte perioade din an. Chiar dacă este multă treabă, chiar dacă au mult de muncă. Asta dovedește faptul că sărbătoarea Paștelui strânge oamenii în jurul său. Asta ne arată clar că există acolo energie, putere divină pe care noi o numim har, care îi adună. Vin la biserică, participă la slujbe, mulți dintre ei s-au spovedit la începutul postului. Pe unii am împărtășit la începutul postului sau în timpul postului. Asta nu înseamnă că nu îi voi spovedi și îi voi împărtăși și acum mai aproape de în Joia Mare sau mai ales în noaptea de înviere când se împărtășesc cei mai mulți. Ei spun, nu, noi vrem atunci, în noaptea de înviere, cei care vor să se împărtășească, eu știu, în Joia Mare, putem să îi împărtășim și atunci nu este nicio problemă. Dar oamenii înțeleg și noi în Scărișoara și în toată zona aceea hotarelui avem oameni cu mii și buni. Oameni de care eu sunt legat, nu numai că sunt ai mei, că sunt rudele mele, vecinii mei, cunoscuții mei, oameni pe care îi cunosc de când am deschis ochii, de când am ajuns de la maternitate, primii oameni care am luat legătură au fost ei. Ce înseamnă să fii fiul al satului? Scărișoara. Sunt și dezavantaje, dar sunt și foarte multe bucurii. Este foarte ușor, zic eu, pentru un preot, mai ales la început, să cunoască parohia, să cunoască oameni. Și atunci trebuie să luptăm împreună. Nu există
și le spun și la predică. Luptă de unul singur. Nu s-au făcut războaie cu un singur om, cu un singur protagonist. Și totdeauna războaie a fost nevoie de număr. Și atunci când este număr, este forță mai mare. Într-un fel, rostesc eu rugăciunea și este ascultată rugăciunea din gura mea a unuia singur sau din gura unui enoriaș al meu și în alt fel este ascultată atunci când mergem mai mult la luptă împotriva răului în timpul unei slujbe, mai ales la Sfânta Liturghie, pentru că atunci Dumnezeu ne, să spunem așa, ne ascultă, parcă mai bine, simțim și bucuria, se creează un mediu de rugăciune, un mediu care ne place tuturor și pe care îl simțim a ne avantaja în lupta împotriva răului. Și bucuria aceea pe care o avem atunci când, și atunci, sigur, în Sfânta Biserică, atunci când este o singură rugăciune, un singur glas al preotului, al și al mirenilor, dar și acea bucurie pe care o duci către familia ta, către casa ta. Mulți creștini, multe bătrânele, bătrânei spun: părinte, simt că zbor, simt că plutesc. Da, și sigur că te bucură foarte mult, îți dă nădejde lucrul acesta. Vorbeați de număr, vorbeați de plural, cu siguranță, făcând o analogie și când vorbim de mântuire, când vorbim de iubire, nu vorbim de singular, vorbim de plural. Iată ce bucurie este să ai această comuniune a iubirii, să trăiești viața ca un dar în această iubire față de Dumnezeu și această iubire față de semenii tăi. Acolo, la Scărișoara, în acea zonă a Hereștiului, aveți obiceiuri, tradiții care țin de Sfintele Paști, de Săptămâna Patimilor, de Săptămâna Luminată. Pentru că tot vorbim despre tradiții în zona noastră, din păcate Scărișoara a apărut undeva la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 și acolo este o populație venită din toate satele din jur, mai vechi decât Scărișoara. Din Chirnoși avem Chirnogeanu și din Prundu și avem Prundeanu, nume de familie. Sunt oameni care, să zicem așa, nu au tradiții vechi, dar în satele vechi, eu știu, în Hărăști, Valea Dragului, avem tradiții foarte frumoase, care toate sunt aduse la un loc și fac invitația într-un festival județean, ținut la Hărăști, Mugurel de Sălcioară, care o să fie chiar sâmbăta aceasta, în sâmbăta lui Lazar. În sâmbăta lui Lazar. Am și eu un grup de copii care o să participe cu obiceiuri atât din zona noastră, dar și cu colinde de flori și alte, eu știu, recitări de poezii și interpretările unor texte din Săptămâna Mare, ca să zicem așa, să ne ajute un pic să facem și conexiunea cu Marea Săptămână în care urmează să intrăm după sâmbăta aceasta lui Lazar. Există Buielnisul, există colindul acela al floriilor, care din păcate s-a pierdut. Se pierde din ce în ce, copiii nu prea mai colindă în ziua de florii. Se mergea cu colindul de florii acolo? Se mergea cu colindul de florii, da. Cei mai în vârstă mi-au spus. Cei din Hărăști vin cu colindul de florii și chiar ajung și la noi. M-am bucurat să-i văd și i-am primit. Mai ales în centrul satului, până ajung ei la mine la Scărișoara, la 3 km, obosesc și ajung mai puțin. Dar anul acesta aș vrea, în Duminica Floriilor, am vorbit cu un grup de copii din Hărăși, de la liceu, să vedem dacă o să reușesc să-i aduc la biserică, să le arăt și oamenilor mei și copiilor prezenți în Duminica Floriilor câte această tradiție frumoasă. Există Buielnițul, există Lazărul, care sunt tradiții vechi. Buielnițul, de exemplu, este bulgar, este o tradiție a comunităților bulgare venite în zona noastră. În concret, ce înseamnă? Cum se descrieți acest obicei? Haideți să vi le descriu. Există un grup de fete îmbrăcate în alb, ca niște mirese, și sincer i-am întrebat, le-am spus să-mi traducă buielnițul și mi-au spus: nu știm să-l traducem.
Noi l-am învățat așa pur și simplu, dar nu știm să-l traducem din bulgară în română, fiindcă nu este bulgara care se vorbește azi în Bulgaria, este o bulgară mai veche, pe care o vorbeau comunitățile acestea, eu știu, bulgări, un dialect al limbii bulgare. Dar recitarea lui sau cântarea Buielnițului este, să zicem așa, însoțită de un dans, de o coreografie foarte frumoasă, foarte plăcută. Din păcate, nu are legătură cu sărbătorile cu sărbătoarea religioasă, chiar și Lazarul acela. Nu este Lazar în via de Hristos, este un alt Lazar, dar este pus în legătură cu sâmbăta lui Lazar. Și sărbătorile acestea, iată, s-au păstrat și au venit în legătură cu sărbătoarea florilor și cu sărbătoarea Paștelui. Pentru că oamenii simt nevoia aceasta să aducă chiar și un obicei care nu are legătură cu religia, parcă să-l aducă, să-l înduhovnicească un pic, să-i dea o alură, o anumită înclinație către biserică, spre ceea ce este duhovnicesc. Și l-au pus așa în sâmbăta lui Lazar sau în perioada aceasta floriilor. Și părintele Mihai Podar adună acolo la festivalul județean foarte multe grupuri de colindători. În fiecare an are loc acest festival. Da, de câțiva ani, din păcate, nu știu, s-ar putea să fie la ediția a 7-a, 8-a, de ceva ani este la Herăști, am participat și eu la 3 sau 4 ediții cu elevii mei, cu cei care au vrut să pregătească anumite componente ale acestei sărbători. V-am spus, nu am fost niciodată cu Buielnițul cu ei, ci am fost cu colinde de florii, cu partea aceasta religioasă merg eu. Fiind și preot, fiind și profesor, merg cu partea religioasă, cu partea duhovnicească. De asta v-am spus că introducem puțin în Săptămâna Mare, care urmează prin textele pe care le recităm, prin poezii și prin colindele de flori. Vine Săptămâna Mare și e marcată, într-adevăr, de intrarea Domnului în Ierusalim, duminica aceasta, duminica floriilor, în care îl vedem pe Mântuitorul, pe mânzul Asinei, intrând în Ierusalim. Mântuitorul nu împărtășea bucuria acea lumească cu care toți ceilalți îl primeau, aducând osanale. Osana, bine ești cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat este fiul lui David. E bine, iată, Mântuitorul era trist, pentru că știa ce îl așteaptă. Și iată că, de data aceasta, Mântuitorul primește aceste osanale. Și sigur ne gândim la această pedagogie divină. Vedem aici Mântuitorul cum ne arată cât de trecătoare este slava cea lumească. Umenească. Da. Să putem accentua lucrul acesta. Da, slava cea lumească. Mântuitorul vine zmerit. Așa, pe mânzul Asinei. Pe mânzul Asinei. Pe care nu mai fusese nimeni vreodată, nu mai stătuse, nu se mai plimbase nimeni vreodată. Nu vine ca un conducător lumesc, cum ar fi fost așteptat. Da, pe un cal alb, așa, ca un împărat. Așa, ca un împărat lumesc. Care vine după un război câștigat. Ci vine ca un împărat dumnezeesc. Și Iisus vine pentru un război acolo. Un război la nivel spiritual sau duhovnicesc. Înțeles într-o altă dimensiune, înțeles altfel. Oamenii la întâmpinarea Domnului, atunci când acesta intră în Ierusalim, s-au exprimat mai mult cu sufletul. Ni se spune, în primul rând, copiii au strigat. Copiii au fost cei care au reacționat. Deci este mai mult o sărbătoare, să spunem așa, a adevărului rostit sau mărturisit de copii. Din această cauză iau o importanță deosebită în viața noastră fără tânăr, fără copil. De fapt, noi nu am mai existat peste niște ani, am dispărea ca și civilizație. Copiii aceștia au strigat și oamenii prezenți la eveniment, pentru că se apropia marea sărbătoare a Paștelui evresc. Apropiindu-se acea mare sărbătoare, fiecare evreu simțea această nevoie și avea această obligație morală de a merge la Ierusalim. Ierusalimul era plin, Iisus venea deja după
învierea lui Lazar. Așa, auziseră cu toții de învierea lui Lazar. Auziseră și a făcut mare vâlvă. Și nu numai de învierea lui Lazar, și de toate celelalte. Dar în a patra zi, de la moarte, nimeni nu înviase pe cineva. A înviat Ilie, pe fiul văduvei din Sarepta. Dar cineva să învieze, a înviat Mântuitorul, a mai avut încă două minuni, învierea fiicei lui Iair și a tânărului din Nain. Dar iată că acum Iisus înviază pe Lazar, prevestind oarecum faptul că moartea nu mai are stăpânire asupra noastră, a omenirii, a umanității, și omul este chemat spre viață, nu spre moarte. Dincolo de mormânt există ceva, și acel ceva nu poate să fie decât viața, pe care Dumnezeu o dăruiește când vrea, cui vrea, pentru că El este Cel care creează viața noastră și nu creează lucrurile decât în ansamblu, nu le creează izolat. Și iată că Iisus face legătura acestei minuni, învierea lui Lazar în a patra zi de la moarte, cu, vedeți, acel Iisus plin de slavă atunci când înviază pe Lazar, și Iisus acela care este lăudat, care deranjează pe farisei, saduchei, pe bătrânii poporului, pentru că oamenii își concentrau toată atenția către Iisus, începuseră să creadă că El este Mesia, dovadă și primirea cu care Iisus, de care Iisus are parte atunci când intră în Ierusalim. Dar cu toate acestea, Iisus intră zmerit în Ierusalim, gândindu-se la faptul că mulți, cred că era foarte trist, că mulți dintre cei care au spus Osana fiului David, bine este și cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, vor zice răstigniți-l și mai apoi sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Era trist pentru că Dumnezeu nu poate fi bucuros sau vesel dacă o singură persoană pierde. Nu există om căruia Dumnezeu să-i spună tu nu ești important. Și dacă toți suntem importanți, indiferent dacă avem un handicap, indiferent dacă avem o clasă sau avem un doctorat, suntem toți importanți pentru Dumnezeu și vrea mântuire, și El vrea mântuirea noastră a tuturor. Din această pricină, cred că și Iisus era pe lângă zmerenia lui divină. Se zmerește născându-se, venind pe pământ născându-se. Se zmerește acceptând firea omenească împreună cu cea divină în interiorul persoanei sale. Se zmerește atunci când nu era primit bine, nu era bine văzut de toată lumea. Dar iată că El totuși se luptă. Și este un exemplu pentru noi. Nu suntem mereu bine văzuți de toți. Nici apostolii, nici urmașii apostolilor, nici ceilalți creștini de-a lungul istoriei nu au fost bine văzuți. Noi suntem exemplul lui Hristos. El a venit în Ierusalim, a intrat în primul rând pentru cruce, urma să-și asume crucea, pentru ca mai apoi să se poată bucura împreună cu apostolii de înviere. Nu există merit fără jertfă, așa cum am spus și către începutul emisiunii noastre. Și vine în Ierusalim, smerit, înconjurat de mulțime, o mulțime bucuroasă, o mulțime veselă, o mulțime a cărui suflet, și vorbesc despre mai multe suflete adunate, ca formând unul singur, era sufletul celor care așteptau pe Mesia, era plin de speranță. Dar această speranță este năruită tot de un interes uman sau omenesc. Mulți, fiind părinți, spun că îi așteptau un Mesia lumesc, și din această cauză l-au primit pe Iisus, așteptând să-i scape în preajma marii sărbători a Paștelui lor evreiesc, de poate de robia romană chiar, pentru că Pilat era acolo trimis al împăratului roman, al cezarului, și ei beneficiau de judecata lui, dar și de oarecum de importanța Imperiului Roman acolo, dar se simțeau și subjugați de Imperiul Roman, și chiar erau. Deși Imperiul Roman le respecta credința, nu le impunea nimic cu forța. Imperiul Roman nu a impus cu forța, dar e normal să te simți liber ca popor al lui Dumnezeu, să vrei să te simți liber și să vrei de fapt să fii liber. Iar Iisus a venit să le vestească un alt fel de libertate, un alt gen de libertate, o libertate a sufletului. Poți să fii închis într-o cameră 2x2, dacă este Dumnezeu acolo cu tine, nu ești singur. Sau poți să fii în fața unui computer și să ai impresia că ești în legătură cu toată lumea și de asemenea ești, atunci ești mult mai izolat. Cât de frumos spune fericitul Augustin, bogatule, ce ai dacă nu l-ai pe Dumnezeu? Iar ție, săracule, ce-ți lipsește dacă l-ai pe Dumnezeu?
Iată, exact. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul. Și apostolii și cei care l-au urmat pe Iisus erau oameni simpli. Erau oameni simpli, mult mai simpli decât cei pe care mai apoi au început să-i întreacă în predică, după pogorârea Sfântului Duh. Atunci când oarecum lor li s-au dezlegat limbile, să spunem așa, mintea li s-a luminat și au început să predice cuvântul lui Hristos. Deci au început și ei de undeva de jos, dar atunci când îl ai pe Dumnezeu cu tine, oricât de Moise, despre Moise, cine se spune că el era, vorbea mai greu, unii spun că era bâlbâit, dar atunci când l-a avut pe Dumnezeu împreună cu el, a putut să scoată un întreg popor din granițele Egiptului. Din această cauză, omul care l-are pe Dumnezeu nu are piedici, nu are bariere, fiindcă în Dumnezeu nu există limite. Din această cauză trebuie să mai mult să punem accent pe partea noastră duhovnicească. Această parte nu ne va oferi, nu, punând accentul pe această parte, nu vom avea niciodată limite. În avansarea noastră în Dumnezeu, vom avansa la infinit și ne vom bucura de El tot la infinit, de simpla Lui prezență, de prezența acestei lumini, a învierii, care lumina învierii, bineînțeles, să spunem așa, inundă raiul, inundă lumea aceasta duhovnicească în care, din păcate, unii se simt bine și unii se simt rău. Fiindcă și în aceeași împărăția lui Dumnezeu plină de lumină, puși în fața lui Dumnezeu, cei buni se simt bine, cei răi se simt rău. Unii se simt ca, nu Dumnezeu ne pedepsește, unii se simt ca în rai, iar alții se simt ca în iad. Pentru unii împărăția cerurilor, în care peste tot este Dumnezeu, este iad. Iar pentru unii rai, așa și lumea aceasta. Pentru unii este iad, pentru alții este rai. Grijile lumii, problemele lumii vin și ne pun piedici, vin și ne întristează de multe ori, dar noi, dacă am avea această nădejde a învierii și dacă ne-am gândit mereu la lumina învierii, adusă de bucuria sărbătorii Paștelui, ar trebui să fim mult mai bucuroși. Mulți nu vor să accepte Golgota. Pentru că înainte de bucuria învierii este Golgota. Este drumul crucii pe care fiecare trebuie să pășească, fiecare trebuie să urce până la capăt. Până la capăt. Mulți se întristează la suferință. Golgota este înseamnă sacrificiu, înseamnă jertfă. Adică nu poți realiza ceva măresc, cum am spus, fără jertfă. Iisus, dacă ne-ar fi adus mântuirea pur și simplu, dacă s-ar la schimbarea la față, să spunem, l-ar fi adus mântuirea omenirii și arăta acolo slava sa și ar fi mântuit omenirea. N-ar fi trecut prin acea moarte, să spunem așa, rușinoasă. Dar nu există dragoste mai mare decât cineva să-și pună viața pentru prietenii săi. Și dacă vine cineva și își pune viața pentru noi, pe care deja ne numește prieteni. Nu robi, prieteni. Nu robi. Slujitorul nu știe ce face stăpânul său. Noi deja suntem prieteni al lui Hristos. Și știm ce face și ne-a spus ceea ce face și ceea ce are de gând cu noi. Ne arată iubirea sa și nu putea să nu arate mai mult printr-o altă metodă decât supunându-se celor mai crunte chinuri, celor mai grele loviri, scuipări și chinuiri pentru a ne arăta că ne iubește și pentru a ne arăta că este cu noi și este în stare să facă orice pentru noi. Și apoi noi să ne gândim dacă Dumnezeu este în stare să facă totul pentru noi și să ne aducă acea mântuire obiectivă pe care noi o amintim în dogmatica noastră ortodoxă, atunci nu avem și noi responsabilitatea să facem ceva pentru noi sau pentru cei din jur, pentru că iubirea față de Dumnezeu unde se vede? Se vede în iubirea față de aproapele, față de ceilalți oameni. Celălalt trebuie văzut ca Iisus. După asta vom fi judecați, după raportarea noastră față de ceilalți oameni, față de semenii noștri. I-am ajutat pe ei la greu, înseamnă că l-am ajutat pe Hristos la greu. Înseamnă că dacă acolo ar fi fost Hristos, l-am fi ajutat pe Hristos. Dacă pe voi vă vor asculta, înseamnă că și pe mine m-ar fi ascultat. Sau invers, dacă mă ascultă pe mine și pe voi vă vor asculta. Și dacă nu mă ascultă pe mine, nici pe voi nu vă vor asculta. Așa și cu această iubire pe care trebuie să o arătăm față de ceilalți. Care iubire nu se poate arăta de fiecare dată doar prin bucurie, se arată de multe ori prin jertfă.
atunci când faci jertfa, iubind, nu mai simți puterea crucii, ci simți bucuria care urmează după, dincolo de Golgota, dincolo de partea aceasta a jertfei lui Hristos. Și Hristos, răstignit gol pe cruce, părăsit de apostoli, Maica Domnului, Ioan Evanghelistul erau acolo, dar parcă era prea puțin. Și aici vedem această imagine a celor mulți care, într-adevăr, erau pe Muntele Fericirilor și erau foarte mulți și ascultau dulceața cuvântului dumnezeiesc și iată pe Golgota câțiva care au rămas până la capăt, pe care i-ați și enumerat. E foarte greu să-ți păstrezi nădejde atunci când ai niște așteptări de multe ori neîntemeiate. Aștepți de la cineva să-ți ofere mai mult decât poți să-ți oferi tu însuți. Așteptăm de la Dumnezeu să facă pentru noi niște lucruri pe care noi am putea să le facem și nu le facem pentru noi. Și ce-mi fă-le tu, Doamne? Așa cred că și ei au așteptat de la Dumnezeu să facă ceva pentru ei. Dar iată că ei nu au fost în stare să fie acolo. Poate că s-au simțit chiar și Petru, apostolul lui Iisus, care se leapădă de el, căruia apoi îi pare rău și se căiește și este primit și este primit de Hristos și până la urmă cum își dă viața, își dă viața tot prin răstignire. Adică el era atunci, este vorba despre omul dinainte de răstignirea lui Iisus și omul de după răstignirea lui Hristos. De fapt, prin cruce, prin moartea lui Hristos, ne este arătat omul cel vechi, omul de dinainte de înviere. Nu la nașterea lui Iisus, poate că nu acolo începe noua eră creștină. De fapt, noua eră pentru biserică, viața bisericii începe la cincizecime. Poate că după învierea Domnului începe viața cea adevărată. Înainte de răstignire, ni se arată starea omului. Erau soldații romani care au aruncat sorții pentru hainele lui Iisus, care îl bajocoreau, evreii care îl bajocoreau de asemenea, apostolul lui Iisus, ucenicii lui, cei care îl întâmpinaseră, nu mai erau acolo să-l susțină, să-l ajute. Iată deci oamenii Vechiului Testament, oamenii aceia lipsiți de speranță. În momentul în care Hristos înviază, strânge în jurul său oameni, strânge mulțimile, îi strânge mai întâi pe apostoli, care și erau ascunși de frica iudeilor. Îi strânge în jurul lui și apoi de la acest nucleu mic, mergem către înălțarea la cer, unde iar o mulțime mare de oameni a fost prezent acolo la înălțare, apoi la cincizecime, o mulțime și mai mare de oameni. Strânși de peste tot, nu numai din Israel, veniseră toate limbile pământului acolo, sau multe dintre limbile pământului, multe dintre popoare, prevestindu-ne cincizecimea faptul că toată lumea este chemată să cunoască pe Hristos. Cam așa văd eu părăsirea lui Hristos pe cruce, de majoritatea apropiaților săi. Revenind în zilele de azi, de acum, cât de mulți sau cât de puțini sunt strânși în jurul lui Hristos, în jurul Sfintei Biserici? Dacă înțelegem adevărul, atunci ne strângem în jurul Bisericii. Din păcate, îmi este teamă să fac un procentaj așa, fiindcă mă gândeam că nu în cifre și în procente calculează Dumnezeu, ci El se adresează tuturor. Nu spunem că oamenii, toți oamenii care vin la biserică sunt sfinți și toți ceilalți sunt supuși pieirii, dar este clar că cei care vin la biserică au niște avantaje. Este că atunci când învață cineva să scrie acasă sau când învață cineva să scrie la școală, atunci când vii la biserică, deja beneficiezi de mai mult decât când stai acasă și poți grija de cele lumești. Majoritatea oamenilor simt nevoia lui Dumnezeu. La noi este frumoasa tradiție să meargă cu botezul de 3 ori pe an. Se merge de bobotează, se merge în martie. Este considerat acest botez ca fiind o sfeștanie mică. Și se merge în august. Apoi și cu icoana. Înainte de nașterea Domnului, merg în casele oamenilor și aceștia sunt foarte bucuroși. Nu mi se întâmplă să refuze cineva așa cum se întâmplă la oraș. Nimeni nu refuză. Toată lumea o primește cu mare bucurie. Dar vedeți că atunci când Iisus spune pilda semănătorului, semințele acelea nu au căzut toate pe pământ bun.
dar semănătorul în fiecare an seamănă ogorul. Adică am semănat anul acesta. Nu a dat roadele la care mă așteptam, pe care mă așteptam să le primesc. Asta nu înseamnă că la anul nu voi cultiva din nou pământul acela. Noi încercăm și biserica încearcă și Hristos are răbdare și chiar credem că până în ultima clipă omul se poate căi. Și ne gândim la tâlharul de pe cruce, exact, care în ultima clipă, în ceasul al 12-lea, a crezut în Hristos, spunând: Doamne, nu, eu se cuvine să mor, însă Tu, care ești nevinovat, a crezut în nevinovăția lui Hristos. Și iată că primește raiul primul. Chiar și înaintea lui Ioan Botezătorul sau înaintea unor sfinți ai Vechiului Testament, care au avut o importanță deosebită în istoria poporului evreu, în predicarea mântuirii, în perioada aceea grea. Așa și noi. Deci îi așteptăm acel moment și nu știu dacă în 7 ani de când sunt preot la Scărișoara, nu știu dacă am avut 5 persoane care să fi murit nespovedite. Nu cred că am avut. Deci simt nevoia aceasta. Vor. Chiar și cei care au fost departe de biserică, simt nevoia să se apropie de biserică în momentul acela de sensibilitate, fiindcă noi atunci când simțim că sufletul se desparte de trup, începem să gândim altfel. Omul gândește diferit când are moartea în față. Din această pricină, Sfinții Părinți spuneau: nu dă-mi, Doamne, aducerea minte de moarte. Vasile cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, da, ne vorbește. Ei aveau mereu în față clipa aceea morții, a întâlnirii lor cu Dumnezeu, pentru că moartea înseamnă, este moment de bucurie pe care, chiar dacă nu-l percepem așa, atunci când ajungem în fața morții, în mintea noastră, în adâncul nostru, în adâncul omului, el se așteaptă să se întâlnească cu Dumnezeu. Și chiar atunci chiar crede mult mai profund decât mulți care trăiesc toată viața încercând să facă cele ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cred că Dumnezeu ține cont de pocăința fiecăruia. N-avem de unde să știm ce se întâmplă dincolo. Câți dintre cei care stau toată viața alături de Hristos se mântuiesc și câți dintre cei care la sfârșit vin, se căiesc sincer și pot ajunge la mântuire. Doar El știe. Dar cred că este destul de grăitoare întâmplarea cu tâlharul de pe cruce. Este exemplu. Dar cred că e greu după o viață tumultoasă, după o viață îndepărtată de Dumnezeu, să ai atâta pocăință încât să-ți renești tot trecutul și să poți să te mântuiești. În tâlhar a fost o mare luptă. Iată că celălalt tâlhar, au fost 2 tâlhari acolo, doar unul s-a mântuit. Așa este. A fost o luptă mare în el. Dar el a reușit totuși, el însuși, ajutat și de harul divin, doar era Dumnezeu acolo lângă el. Lângă el. Cum este și lângă noi. Și mai mult decât faptul că este lângă noi, este noi Dumnezeu. Hristos, care era pe pământ, era fizic, doar într-un anume loc, după înălțarea la ceruri, după cinzecime, când îl trimit pe Duhul Sfânt, deja este în fiecare dintre noi și este prezent în sufletul fiecăruia dintre noi. Deci iată că lupta noastră este una mult mai susținută, iar revenind la tâlhar, acesta într-adevăr și-a negat toată viața lui. Tot ce făcuse înainte a smuls, a rupt și nu fără durere, fiindcă sufletul, știm din pildele Sfinților Părinți, păcatul prinde rădăcini în suflet, îți este foarte, foarte greu să le rupi în ultimele zile sau în ultimele clipe ale vieții tale. Această curățenie, țire a sufletului trebuie făcută periodic. Deci nu trebuie să așteptăm noi să ajungem în ultimul moment, în niciun caz, ci avem nevoie de o pregătire continuă ca să fim cât de cât siguri, pentru că nimeni nu este sigur de mântuirea sa. Din această cauză, cred eu, viața este destul de frumoasă, viața aceasta spirituală. Te ridici și cazi. Și cu cât ești mai adânc căzut și te-ai ridicat, cu atât ești mai bucuros atunci când te vezi curat, că ești căzut prin nămol. Eu folosesc imaginea aceasta atunci când predau elevilor mei și când le vorbesc despre pocăință și despre ridicarea din păcate. Le spun așa: dacă ați vedea la televizor un soldat pe câmpul de luptă, încercând să lupte prin nămol, vin dușmani împotriva lui pe cai și el este singur sau eventual, având ceva, având o armă, având o sabie în mână, dar este prin nămol și este lovit acolo și este rănit și totuși se luptă și reușește să se ridice. Aceasta este o imagine a unui războinic viteaz. Dacă reușește să se ridice de acolo, să-și vină în fire ca fiul risipitor, atunci înseamnă că și-a atins un scop al lui, acela de a se ridica, și scopul nostru este totdeauna
am căzut, ne-am ridicat, am căzut, ne-am ridicat, dar cu căință și nu ne gândindu-l las că o să cad și data viitoare. Fiindcă niciun războinic nu este nebun să gândească la faptul că dacă acum a căzut și s-a ridicat, se va lăsa lovit să cadă din nou, pentru că nu știe dacă se va mai ridica a doua oară. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Nu vrea să pierdă pe nimeni. Pe toți ne dorește în împărăția sa. Exact. Și asta vestește prin marea sărbătoare a învierii, că a venit pentru toți și s-a jertfit pentru toți. Faptul că atât el cât și apostolii, majoritatea și-au dat viața, au sfârșit ca martiri, urmașii apostolilor în toată perioada de persecuții, care a fost o perioadă grea pentru biserică, dar cu toate acestea o perioadă exemplară, o perioadă în care creștinii și-au arătat devotamentul. Dacă atunci când începi să faci un lucru măreț, la început trebuie să treci prin chin. Și poate că istoria omenirii ar fi lumii creștine, ar fi o recapitulare a vieții lui Iisus și iată, acea perioadă de persecuție poate că este săptămâna aceasta mare, perioada de persecutare a creștinilor, săptămâna mare care este foarte aproape, prin care dacă trecem cu bine, vom ajunge și la acea libertate. Pentru că după aceea și-au primit libertatea și-au putut să se exprime liber, fără să mai fie persecutați. Alții erau dușmanii după aceea, trebuia să lupte mai mult împotriva diavolului. Până atunci trebuia să lupte împotriva diavolului, împotriva unei lumi care nu prea-i dorea, unei lumi păgâne care avea alte concepții. Nu spunem că era neapărat că nu, știu, filozofia păgână nu este importantă și nu o folosim, o folosim. Dar ea a venit să prevestească, o să spunem așa, a mers în paralel cu Vechiul Testament și vine și ea să prevestească această venire a lui Mesia, pentru că și oamenii, și păgânii așteptau un Mesia. Toți oamenii așteptau un Mesia, fiindcă toți vin dintr-o singură familie, din Adam și Eva, din protopărinții noștri. Și așteptau dovadă că atunci când li s-a spus, a venit Mesia, a venit Dumnezeu pe pământ, au răspuns, popoarele păgâne au răspuns foarte, foarte bine. Au răspuns mai bine chiar decât iudeii. Au răspuns toți, iată grecii aceia, filozofii greci. Sau grecii înclinați spre filozofie, cât de frumos și cât de bine au răspuns mesajului lui Hristos. Părinte profesor, iată că emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Vă vom mai invita cu siguranță și în alte ediții. Aștept invitațiile dumneavoastră și atunci când o să fiu invitat, sper să pot răspunde și să ne revedem. Doamne ajută! Doamne ajută! Stimați telespectatori, mai avem puțin. Este duminica, vine duminica florilor și va fi săptămâna patimilor. Să ne pregătim cum se cuvine și să știm lucrul acesta, că ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Să-L primim pe Hristos, să primim lumina învierii și să avem nădejde că Dumnezeu nu ne lasă, indiferent cât de greu, prin câte încercări teribile am trece prin această viață pământească trecătoare. Mulțumim pentru atenție, la revedere!